Care credeți că este motivul pentru care Comisia a aprobat amendamentul referitor la definiția familiei? Eu cred că este o exprimare a stereotipurilor și prejudecăților din societate negative față de minoritățile sexuale, în special față de comunitatea sexuală. Nu cred că are nicio legătură cu protecția familiei sau cu definiția legală a familiei, ci mai repede vine să transmită un mesaj al politicienilor în sensul în care se regăsește în mesajul politicienilor atitudinea marginalizatoare și de ură a majorității cetățenilor față de comunitatea homosexuală. Aș zice că e o formă de inabilitate motivată populism. Populist. Spun că e populism pentru că în mod evident se recurge la tactici de inflamare a opiniei publice pe tema dată, una complet falsă, pentru că nu vorbim de căsătorie între persoane de același sex în România. E și o formă bizară de a duce în agenda publică acest subiect, având în vedere că în codul civil există o reglementare clară care interzice explicit căsătoria și alte forme de viață de familie pentru persoanele de același sex. Pe de altă parte, este o inabilitate pentru că restrângerea dreptului la familie și asocierea exclusivă cu căsătoria scoate în afara textului constituțional alte tipuri de familie care coexistă în societatea românească și care nu merită acest tip de tratament, l-aș numi discriminatoriu, pentru că practic ele nu mai sunt recunoscute în cel mai important text al statului român. E o formă de exprimare publică și aici sunt de acord cu domnul președinte Astaloș, al prejudecăților care capătă putere și legitimitate prin vocile unor astfel de politicieni, lucru care este îngrijorător pentru că vorbim de o Constituție care ar trebui să fie pentru toți cetățenii României. Credeți că pune acest amendament România într-o lumină proastă față de partenerii noștri externi? Da, cu siguranță va apare în raporturile de țară acest amendament, chiar dacă nu va trece. Acest incident va fi semnalat în raporturile de țară a Departamentului de Stat pe România, pe drepturile omului. Amnesty International deja a avut o reacție, reacțiile sosesc, noi avem cunoștință de ele și sunt reacții de îngrijorare. Dar de ce, atâta timp cât nu există o soluție general acceptată, de ce faptul că o țară taie legalizarea din prima, pune România, o plasează mai prost decât țările care nu au legalizat până acum căsătoriile? Pentru că asistăm la un șir de evenimente în ultimii ani care exprimă un grad de homofobie ridicat în România. Anul trecut am avut două incidente violente în care au fost bătuți persoane care au participat la dezbateri cu privire la drepturile minorităților sexuale sau au fost întrerupte dezbateri organizate chiar de ambasade în București pe această temă, pentru că acest discurs homofob este prezent în România. Violența împotriva membrilor acestei comunități este prezentă în ultimii ani, pentru că avem un deficit de democrație. Anul trecut am avut un incident, chiar dacă nu este legat de drepturile omului, dar toate acestea contribuie la o imagine care îndeamnă spre precauție organismele internaționale, respectiv statele occidentale. Nu există obligație pentru România de a legaliza căsătoriile între persoane de același sex. Nu există o dezbatere publică cu privire la acest aspect. Nu există un proiect de lege. Nu există un subiect cu privire la dreptul persoanelor de același sex căsătorite, în ghilimele, să adopte copii. Deci este un subiect inexistent, dar ele sunt aduse
pe tapet, pe masă, tocmai pentru a manipula, tocmai pentru a incita, tocmai pentru a servi la alte aspecte decât alte ținte decât o problemă reală. În acest moment, din punctul meu de vedere, în România, ceea ce s-ar putea dezbate și ceea ce s-ar putea discuta este acel parteneriat civil între persoane de același sex, care nu înseamnă adopție, care nu înseamnă un atac la instituția căsătoriei, care vine sau ar putea să vină de fapt să răspundă la niște nevoi esențiale ce țin de demnitatea umană a cuplurilor de același sex. Ce a făcut societatea civilă, ce au făcut ONG-urile până acum referitor la acest amendament despre care vorbim? Ați făcut lobby în Parlament, ați depus amendamente referitor la revizuirea Constituției? Societatea civilă, în primul rând, a venit cu un set de propuneri visând introducerea clauzelor nediscriminare în textul constituțional, lucru care a trecut, bun, nu numai datorită nouă, bineînțeles, dar a trecut și este îmbucurător. Pe de altă parte, observăm gradul de schizofrenie. Într-o zi accepți că criteriul orientării sexuale e un criteriu protejat, constituțional, a doua zi operezi cu o discriminare pe criteriul sexual, propunând un tratament diferențiat pentru acești cetățeni ai României de orientare homosexuală. Practic am început discuții cu politicieni pentru a-i conștientiza asupra consecințelor pe care le aduce acest text de lege, asupra diferitelor tipuri de familii, altele decât cele căsătorite din societatea românească, și pentru a le arăta că atacă aceste tipuri de familie chiar în inima textului constituțional, lucru care nu este acceptabil. Doi, am început discuții cu familiile politice europene pentru a le arăta care este poziția partidelor care susțin astfel de amendamente păguboase. E foarte dificil pentru ei să înțeleagă cum un partid social-democrat și un partid liberal vin cu astfel de propuneri. Absolut bizare. Totuși, noi nu dorim să fim comparați cu Ungaria regimului Orban, care e într-un terapaj constant de democrație, dar care a legalizat civil. Guvernul socialist a legat parteneriatul civil și parteneriatul civil în Ungaria funcționează. Și poate că aici este discuția, deci înțelegem interdicția asupra dreptului la căsătorie, pe de altă parte trebuie să le oferi posibilități pentru a se bucura de dreptul la viață de familie, și cea mai bună formulă, cea mai suplă, este aceea parteneriatului civil, care s-a deschis tuturor, nu numai cuplurilor homosexuale, tuturor celor care nu doresc să facă parte dintr-o căsătorie, așa cum este ea înțeleasă și practicată în România. Deci sunt totuși diverse forme care pot fi folosite pentru a acomoda viața de familie a acestor persoane, și rolul nostru de fapt e de a încerca să ajutăm la conștientizarea diversității existente în societatea românească. Avem nenumărate tipuri de familii, unele sunt gay, altele sunt heterosexuale, există familii monoparentale, familii formate din bunici și nepoți, și mai putem da nenumărate alte exemple. Ele nu sunt mai puțin familii. Credeți că societatea românească e pregătită în momentul ăsta pentru o discuție mai amplă, pentru o dezbatere referitoare la drepturile comunităților LGBT? E o discuție care se poartă în mod evident și care, într-o bună măsură, contribuie la creșterea informațiilor pe această temă. Simplu fapt că se discută astăzi la acest nivel despre tema LGBT mi se pare un lucru îmbucurător în sine. Din păcate, discuția a fost politicianizată, transformată într-un subiect de iz politic. Mi-e teamă că este vorba de un subiect de iz electoral și nu cred că este nici înțelept și nici
corect să folosești o grupare vulnerabilă din societatea românească ca țapii spășitori și să o transformi în armă electorală. S-a mai încercat de către politicieni cât se poate de democrat și a fost un eșec. Nu instigând împotriva unui grup minoritar sau altul, vei câștiga voturi și pe termen lung asta te va desfința ca politician. De ce credeți că sunt foarte puține cazuri de homosexuali lesbiene din rândul elitelor care își recunosc deschis orientarea? Este foarte simplu. Potrivit sondajelor de opinie, minoritățile sexuale, în special grupul homosexualilor, este cea mai marginalizată în România alături de persoanele infectate cu HIV-SIDA. Deci avem procente de 60-70% care nu s-ar simți confortabil în prezența unei persoane homosexuale sau 40% care nu ar lua masa cu homosexuali și așa mai departe. Deși aceste procente încet, încet sunt mai mici, dar totuși sunt foarte mari. Până în momentul în care noi canalizăm ura societății prin acte juridice, cum ar fi inclusiv Constituția, doar pentru, de exemplu, avea quorum, de exemplu, la Constituție, că și asta se poate întâmpla, nu este normal. Deci politicienii, într-o democrație veritabilă, trebuie să aibă puterea să explice majorității drepturile minorităților și să treacă peste aceste populisme și să impună principii democratice chiar și atunci când ar putea să piardă voturi. A se vedea ce se întâmplă în Franța. Ca tare, suntem imaturi din punct de vedere al culturii dezbaterii și al gradului de democrație, dar totuși evoluăm, pentru că în 2005, dacă mi-aduc eu bine aminte, dacă luptam în 2005 pentru a primi o autorizație pentru Marșul Diversității, totuși astăzi, în 2013, lucrurile nu stau chiar așa. În acest moment există dezbateri deschise pe tema recunoașterii dreptului persoanelor de același sex la căsătorie în Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii, nu în România. În Statele Unite, unul dintre argumentele folosite de cei care sunt împotriva acestei idei este următorul. Oamenii spun că trăiesc în concordanță cu modelul creștin tradițional pe care se întemeiază familia și pe care se întemeiază societatea occidentală tradițională. Care model creștin tradițional? Și anume că căsătoria se definește ca uniunea dintre bărbați și femeie. Și întrebarea lor este de ce noi, majoritatea, să acceptăm modul de viață și valorile unei minorități. Dar nu-i să ceră nimănui să accepte un alt mod de viață, îi se cere pur și simplu să accepte faptul că alături de ei trăiesc oameni care se bucură de aceleași drepturi, inclusiv de dreptul la și întemeia o familie. Nu, asta nu poate fi, scuze, impusă. Acceptarea diversității e, în definitiv, în datul civilizației creștine, dacă tot vorbim de civilizația creștină. În paranteză fie spus, nu există un model creștin pentru familie. Vechiul Testament are nenumărate tipuri de familie, inclusiv poligame, familia lui Iisus, dacă mi-e permis să o nominalizez, nu e una tocmai de tip tradițional și pot da nenumărate alte exemple. Sunt dezvoltări istorice și cred că e vorba de o familie de tip burghez, vorbim de o instituție care s-a născut mult mai târziu. Pe de altă parte, societatea evoluează și evoluând, instituția căsătoriei capătă adesea alte trăsături, e mult mai bazată pe parteneriat, pe egalitate între parteneri. Și asta trebuie luat în considerare, chiar dacă nu este tradițional, cum spun adepții acestor curente. După cum trebuie acceptat faptul că există nenumărate alte tipuri de familie care coexistă și pe care nu le poți ignora. Mă refer acum la BOR, care a și avut o inițiativă referitor la revizuirea Constituției, exact în sensul amendamentului care a trecut. Ați avut discuții până acum cu vreun reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române pe această temă? Există preoți deschiși? Există... Biserica Ortodoxă Română e una autistă, nu cred că dialoguează cu cineva, dialoguează ea cu ea. Este o instituție piramidală în care dialogul e foarte greu de desfășurat, pentru că nu există cadrul
n-au propus un cadru de dialog. Un dialog presupune, între două părți, presupune că stai la masă și respecti niște reguli minimale, printre care acela al respectului reciproc, al demnității persoanei din față, lucruri pe care Bohr nu o face, practic, acuzându-ne în serie de diverse păcate capitale, cum ar fi acela că subminăm societatea, familia, practic te scoate de la masa dialogului. Acest dialog nici n-a început. Pe de altă parte, nu e surprinzătoare poziția dumnealor, arată însă o imaturitate din punct de vedere pastoral. Orice biserică trebuie să-și cunoască credincioșii și să intre într-o relație firească de comunicare cu ea, o biserică care se pretinde realistă și care își calibrează pastorația nu poate să nu țină seama de alte familii decât cele pe care le consideră de tip tradițional. Ce fac cu el, cu aceste familii? Le exclud din comunitatea credincioșilor? Le condamnă în biserică? Care e modelul de comunicare pe care îl propune Bohr acestor familii și acestor persoane? Nu cunosc unul. Eu personal cred în și militez pentru separația între stat și culte și cred că orice cult are dreptul să-și definească noțiunile de familie tradițională cum dorește, dar acestea au un aspect dogmatic, religios, care ține de viața de cult și de libertatea individului de a adera sau nu la un cult. Pe de altă parte, ceea ce înseamnă relația dintre cetățean și stat este cu totul altceva decât relația dintre un cetățean și un cult. Aici trebuie să facem această distinție între dogma religioasă, între regulile religioase și un stat laic. Un stat laic are mult mai multe obligații decât să se încorseteze după o dogmă religioasă. De fapt, și în Franța, discuția pe căsătoria persoanelor între același sex este, de fapt, o exprimare, dacă doriți, un punct câștigat încă o dată de statul laic francez raportat la cultele religioase și acolo nu vorbim de Bohr, ci vorbim de cultul romano-catolic. Aici trebuie să existe un respect reciproc între stat și culte și în această chestiune. Eu cred că dacă un cult are o dogmă religioasă puternică și un cult este sau cultele sunt bine ancorate în societate, nu au nevoie de astfel de instrumente juridice, în ghilimele, pentru a proteja familia tradițională sau cum doriți să o definiți. Un cult puternic își protejează familiile, nu are nevoie de stat. Problemele familiei, în general, în România sunt altele. Vorbim despre violența în familie, un grad extrem de ridicat în România. Vorbim despre violența în școli, care din nou are legătura cu familia. Vorbim despre lipsa unor instituții elementare, cum ar fi număr de creșe, număr de grădinițe suficiente. Vorbim despre un discurs public, discurs de ură destul de ridicat în România. Vorbim despre, dacă doriți, despre problema infertilității, vorbim despre condiția femeii în familie, așa cum arată foarte multe studii. Este un argument fals din acest punct de vedere, iar statul, în relația sa cu un cult sau altul, ar trebui să opteze pentru respectul reciproc, pentru laicitate. Și eu cred, de exemplu, că un copil care pierde un părinte are în continuare o familie. Conform definiției constituționale, nu ar avea. Cred că o femeie și un bărbat care nu sunt căsătoriți și dau naștere un copil sau mai multor copii, sunt o familie. Probabil că nu sunt în accepțiunea unui cult sau altul, dar din punct de vedere al dreptului, ar trebui să constituie o familie. Cred că o bunică cu un nepot care rămâne, din vari motive, rămân singuri, pleacă părinții în Spania, în Italia, decedează, Doamne ferește, sunt în continuare o familie. Deci, avem și aceste situații dincolo de
condiția minorităților sexuale în România este o formulă restrictivă, inclusiv cea care există acum în Constituție. Realitățile sociale evoluează în această lume globalizată, așa cum este ea. Legile întotdeauna aleargă după realitățile sociale, asta a fost întotdeauna în istorie. Cu sau fără legi, minoritățile sexuale, homosexuali, au existat, există și vor exista. Ele dezvoltă anumite relații în societate, se confruntă cu inegalități sau nu, dar ele vor exista.